Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. Suntem într-o zi de luni, la începutul unei săptămâni extrem de importante pentru fotbalul românesc. Vom discuta așadar despre campania aceasta a echipei naționale pentru turneul final din 2024. Am trecut un prin hop vineri la Pricina. Naționala României a reușit să scoată un punct în această întâlnire extrem de dificilă cu Kosovo. Diseară însă datele problemei se schimbă pentru că mergem în Elveția, favorita grupei, și vom încerca să plecăm așa cum s-a întâmplat și în Kosovo neînvinși. Și încercăm așadar să analizăm ce putem scoate în această partidă de diseară, dar să tragem și concluziile acestei partide de la Kosovo, care a fost privită cu ochi diferiți de toți oamenii fotbalului. Vom vedea cu ce ochi privesc și colegii și analiștii Sport Arena la zi, Ionel Luțan și Liviu Ganea. Vă mulțumesc pentru prezență, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit, Ionuț, bine te-am regăsit, Liviu. Tonusul nostru este foarte, foarte bun, măcar o parte din el. Dacă s-ar transmite și echipei naționale, poate că tricolorii vor arăta convingător în seara asta. Să o luăm cronologic, Liviu și Ionel. Am trecut peste hopul acesta numit Kosovo. Am jucat modest, dar am obținut punctul pe care ni-l doream. Vi se pare că puteam obține mai mult la felul în care arăta partida de la Pricina? Bă, cum așteptările erau mai mari, fără doar și poate, din tabăra echipei naționale. Ne așteptam la mai mult. Dar să vedem și la fața locului. Terenul a fost unul destul de dificil pentru ambele combatante, evident. O echipă gazdă care probabil și-a depășit condiția, chiar poate se pot declara nemulțumiți până la urmă de rezultatul final, așa că am ieșit bine până la urmă. La jocul pe care l-am prestat, la condițiile meteo și ale terenului, am ieșit bine și lasă deschisă calea, pentru că dacă pierdeam în Kosovo, cu siguranță, în această seară, alta era abordarea partidei cu Elveția. Vie având acest punct, oarecum liniștitor, și ai o bază de a pleca într-o partidă, evident, mult mai dificilă. Bine, asta cu liniștitor. Nu știu, cred că e atât de liniștitor. Pierdeam Liviu, era mult mai dificil. Da, mai e de jucat. Tot antrenorul echipei naționale. Dar, da, să spunem că, știi cum e, nu e ședință. Atmosfera din jurul echipei naționale. Dar, până la urmă, dacă stai să te gândești la cum arăta jocul nostru României în Kosovo, nu putem spune că avem, nu știu, mari speranțe pentru jocul cu Elveția sau că jocul echipei naționale ne-a făcut să gândim, domnule, da, s-a văzut o schimbare, s-a văzut, nu știu, că jucătorii români au evoluții mai bune. Nu, pentru că trebuie să fim clari și foarte sinceri că asta este baza de selecție echipei naționale. Nu avem de unde să luăm jucători. Aceștia sunt jucătorii noștri, fiecare evoluează unde poate, că a mai răsărit un Drăgușin care joacă în Italia, dar sunt prea puțini. Până la urmă ne gândim, Man, Mihailă, da, vorbim de Serie B. La fel și de Moruțan, adică vorbim de jucători care nu vin din niște campionate. Scuză-mă, Liviu și Ionuț, vorbim și de Pușcaș, nu? Și vorbim deja, spuneai tu, Man, Mihailă, Pușcaș, oamenii care ar trebui teoretic să asigure supremația în jumătatea cealaltă de teren, acolo unde, de fapt, se face diferența. Ori dacă nu ai calitatea necesară acolo, greu, asta imposibil. Asta zic că, ok, a fost un teren greu, nu spune nimeni, Kosovo, un meci special, dar cred că toată lumea se gândea că vom arăta ceva mai mult, vom fi mult mai periculoși, vom avea mult mai multe ocazii. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum, din punctul ăsta de vedere, în Elveția nu mai avem problema terenului. Că așa cum am văzut relatările acum de dinainte de meci, terenul este biliard. Deci terenul, nu putem să mai acuzăm chestia că e terenul, că e... Acum, probabil, vom juca acest meci cu Elveția, care, fără dor și poate, e echipa favorită a grupei, din punct de vedere valoric. Și sperăm că vom reuși să facem un joc bun, pentru că eu cred că e destul de greu să sperăm totuși la o victorie în Elveția. Până să ajungem să analizăm ceea ce se va întâmpla diseară în Elveția, aș vrea să mai rămânem puțin la partida aceasta de la Pricina, pentru că au apărut tot felul de discuții, că am avut acest dezavantaj al faptului că în România campionatele s-au terminat cu 3-4 săptămâni înainte de cele din Italia, din Spania, din Franța, unde sunt jucătorii din Kosovo cu preponderență. Credeți că a reprezentat acesta un dezavantaj, că noi am terminat competiția mult mai repede și poate nu am arătat atât de proaspeți în această întâlnire? Pentru că au fost momente în repriza a doua când pur și simplu ne-am apărat foarte jos, Ionel. Adică am dat senzația că nu prea putem să ieșim din propria jumătate. Nu, știți că asta vorbeam de fiecare dată, iar Liviu, care a fost acolo pe gazon, ne și exemplifica. Cred că asta simt jucătorii în teren, probabil. O lipsă de prospețime fizică care te face pe tine, ca jucător, să fii un pic mai precaut, mai conservator. Fiind mai aproape de poarta ta, încercând măcar să nu iei gol, probabil că asta ar fi una dintre explicații. Nu simți acolo că poți fi mai stăpân pe tine și atunci probabil că nu te aventurezi foarte, foarte mult. Aștepți? Asta depinde de tine ca jucător, cât de bine simți că ești pregătit. Exact. Momentul ăla și dacă poți să domini practic adversarul tău direct, din teren. Pentru că ai, de fapt, aici se dă lupta și lupta asta începe cam de la începutul meciului. Pentru că orice jucător simte adversarul direct.
atunci dacă tu ești foarte bine pregătit, ai un suflu foarte bun și întotdeauna îl pui în dificultate, atunci adversarul tău ușor se retrage. Și împingi și jocul mult mai departe de partea ta. Exact, reușești să împingi jocul și atunci prinzi o oarecare încredere. Și asta te ajută și cumva reușește să-ți pună și adversarul un pic la respect. Dar trebuie să arăți asta, trebuie să demonstrezi din punct de vedere fizic să poți. Dacă nu poți chestia asta, tu se întâmplă invers, vine adversarul peste tine. Nu știu, așa, ca și combativitate, totuși nu cred că am excelat de foarte multe ori. Echipa națională a României, tot așteptăm o rezolvare fericită de la un jucător, tot mai puțin din păcate, individual. Așa că și combativitate, probabil că și Kosovo ne-a surprins în linii mari, nu? O echipă care are stilul ăsta, mai agresiv, mai combativ, mai aproape de minge, oarecum. Noi nu cred că suntem cam la același nivel, din punctul ăsta de vedere. N-am fost istoria noastră, exact. N-am fost o echipă care să ne batem, o echipă foarte agresivă. Noi am fost o echipă care niciodată nu am fost la conducerea jocurilor cu care am jucat. Am fost o echipă care, într-adevăr, ne-am apărat bine și am avut niște excepții. Care făceau diferența. Ori acum aceste excepții nu mai sunt. Trebuie să fim serioși și sinceri. Asta e realitatea. Și acum așteptăm ca cineva să ne salveze. Așteptăm să, nu știu, să dea Stanciu un șut de la 30 de metri, să o pună în vincul și să ne câștige meciul. Sau așteptăm să facă Ianis Hagi, nu știu, niște dribling-uri, să dea un șut senzațional. Ori e greu. Nu, știi că noi ne uitam, Ionuț, împreună la televizor puțin mai înainte și vedeam în partidele internaționale din zilele trecute niște execuții de-a dreptul magistrale, nu? Asta spuneai să le vedem și la noi. Adică măcar o execuție de genul ăsta să te scoate pe tine ca jucător, ca echipă națională, într-un moment delicat. Nici măcar din astea nu prea mai găsim. Din păcate nu. Nu le găsim, dar vedem că se vorbește foarte mult despre această forță colectivă. Păi, forță colectivă, dar poți ajunge colectiv până în 25 de metri de poarta adversă, până în 20 de metri, dar de acolo intervine valoarea și puterea de decizie a jucătorului în momentul, în fracțiunea de secundă. Și eu cred, dacă îmi dați voi, domnilor, că forța asta colectivă îi impune ca jucătorii Liviu și Ionu să fie în linii mari apropiați valoric. Pentru că dacă discrepanța este foarte mare, ai două, trei piese de bază și restul sunt la un nivel foarte, foarte îndepărtat, nu cred că poate fi vorba de această forță colectivă. Ea este în momentul în care jucătorii sunt apropiați valoric. Și la fiecare dintre ei te poți aștepta în orice moment să facă niște faze notabile. Păi da, pentru că ajungem la aceste dueluri de 1-1, fiecare pe posturile lor. Pentru că despre asta este vorba. Eu, ca, nu știu, Alibek, Pușcaș, ok, ce fundaș central am, cu cine mă bat de la elvețiani? Eu pot să-i depășesc, pot să câștig mai multe dueluri decât ei într-un meci. Și asta e valabilă pe toate posturile. Ori dacă nu poți să faci chestia asta și întotdeauna adversarul tău direct va câștiga majoritatea duelurilor, atunci tu, ca echipă, e clar, nu vei avea posesia, vei alerga după minge, vei fi mai obosit, nu vei mai fi atât de proaspăt. Pierzi încrederea, pierzi din concentrare, pentru că știm foarte bine, alergea în aerob, e foarte greu să mai ai deciziile cele mai bune și ai probleme. Ori cred că e vorba și despre asta, de valoarea individuală a jucătorilor. Haideți să discutăm puțin și despre primul 11 pe care l-a trimis Eduard Iordănescu în teren. Practic a apărut cam tot ce avea mai bun la momentul respectiv, cu amendamentul că avem două piese lipsă, mă refer la Chiriche și Răzvan Marin, practic jucătorii cu prezențe în campionatul din Italia. V-a surprins așezarea, v-a surprins primul 11 pe care Iordănescu a decis să-l trimită? Ați fi văzut altfel una dintre pozițiile pe care selecționerul le-a ales? Bine, că după meci ne putem exprima cu mare ușurință din punctul ăsta de vedere, mai ales dacă avem și rezultatul. Cam așa, cam de aici se pleacă probabil majoritatea celor care văd meciurile. Dacă iese bine, evident că tehnicianul a fost inspirat. Dacă rezultatul sau prestația nu este cea convingătoare, domne, că trebuia XY. Oricum nu se mai poate întâmpla nimic acum. Să știi, pentru că am văzut foarte multe voci care spuneau, domne, de ce a mai fost băgat Alibek pe sfârșitul meciului? Dacă ar fi acuzat unele probleme, dacă ar fi avut, de ce îl mai bagi? Adică de ce mai riști să-l mai bagi dacă tot e cumva incert pentru meciul respectiv? Dar poate exista, Liviu, Ionuț, și varianta asta. Vorbeam noi și cu Ianis Hagi. Adică în dorința, probabil, gândirea tehnicianului Edi Iordănescu de a-i folosi în partida din această seară, le-a dat câteva minute pentru a intra puțin oarecum în ritm. Da, exista și riscul ăsta să se accidenteze și să nu mai fie absolut deloc. Dar eu cred că Edi Iordănescu cam asta a gândit. Intenționa să-i titularizeze pe cei doi, le-a dat puține minute pe final pentru a introduce puțin așa cât de cât în mediul partidei. Așa cum spui și tu, Ionel. E greu după meci, e foarte ușor să vorbești. Domne, că n-am fost inspirat. Poate ar fi jucat, nu știu, Ianis Hagi titular, sau poate juca Libac titular, poate juca nu știu, Mihaile, poate jucau alții titulari și rezultatul era la fel, sau poate la mutaie. Să jocul și mai prost. Adică n-ai de unde să știi exact ce s-ar fi întâmplat. Acum, normal că vine acest meci cu Elveția, un meci mult mai greu din punct de vedere valorii, se joacă pe un teren foarte bun, deci nu mai este un meci de luptă, da? E un meci în care trebuie să circule mingea, trebuie să ai posesia. Joci la ei acasă, am înțeles că o să fie 30.000 de oameni pe stadion,
Deci e și o oarecare presiune, așa că e foarte important să ții mingea la tine. Nu, dar noi vorbeam, domnilor, și cred că suntem destul de aproape de adevăr. Cred că dacă e un adversar mult mai puternic în față și tu, deși diferența în acest moment pare să fie destul de mare, la nivel individual, între jucătorii de top a celor două echipe, nu? Tu, ca și echipa națională, când ai un adversar mult mai valoros, așa cum este Elveția în acest moment, probabil vei găsi resurse sau va trebui să găsești resurse să te ridici la nivel adversarului. Kosovo, spui Kosovo, un adversar mai modest, dar Elveția, care în ultimii ani chiar face un progres remarcabil, te face și pe tine ca jucătorul echipei naționale, cei care mai sunt, pe unde mai evoluează, nu la nivelul celor din Elveția, să tragi mai mult de tine, să oferi mai mult fotbal, să produci, că tot e la modă acest termen. E vorba și orgoliu. Orgoliul tău ca jucător. De la asta plec. Și atunci, să demonstrezi. Da. Exact, că diferența asta, discrepanța asta între unul care joacă la City și unul care joacă la Genoa, nu este foarte mare la acest moment, în meciul echipei naționale. Ea există varianta asta, diferența, dar diseară tu vrei să arăți, Nicolae Stanciu, tu dacă evoluezi în China, vrei să arăți că ești la un nivel foarte apropiat de vedetele Elveției care joacă la cele mai tare echipe europene. Bun, aș reveni puțin la primul 11. Selecționerul a ales să joace în partea stângă cu un fotbalist, Mario Camora, care știm foarte bine, a avut foarte mari probleme și la CFR, Ionel Liviu. S-a accidentat în play-off, practic nu a prea jucat. Nu vi se pare puțin riscant să continui să te încăpățânezi să-l introduci pe Camora la o vârstă înaintată, cu o oarecare uzură, fără meciuri în picioare și iată, după 20 de minute și pe un teren greu, se cere afară? Da, penuria asta de fundaj lateral în fotbalul românesc este una foarte, foarte importantă. Greu de găsit în soluția acolo. Am mizat probabil pe experiența unui jucător care are atât de mulți ani în spate în carieră și atât de multe partide importante. Probabil că asta, în condițiile în care alți jucători care puteau evolua acolo din vari motive nu au putut ajunge lotul pentru această partidă și atunci cred că am mizat pe experiența lui Mario Camora. Iată că vine și momentul în care, da, probabil una din ultimele partide, probabil, ale lui Camora. Această accidentare, dacă este de mai lungă durată și vin cei care sunt acolo în urmă, probabil Ionuț și Liviu vor face uitat în perioada următoare pe Mario Camora. A fost o altă încercare probabil a lui Edi Ordănescu de a miza pe un jucător cu experiență în acea parte a terenului. Probabil asta se gândi la experiența lui, dar așa cum a spus și Ionuț, a fost inconstant, mai ales acum cu play-off. A fost, a avut niște accidentari, un jucător care de-a lungul timpului, dacă stăm să ne uităm pe istoria lui, nu a avut probleme. Adică un jucător care a fost constant, a jucat foarte multe minute el la CFR Cluj. Deci el chiar a jucat, el și Deac au fost dintre jucătorii care au prins foarte multe minute. Ori acum, probabil, nu știu, a ajuns și el la o anumită vârstă, nu mai are prospețimea care o avea altă dată, probabil nu poate să mai joace toate minutele așa cum le juca până acum și uite că s-a văzut și la echipa națională. Nu, dar te și uiți acolo, deci ce variante avea între, știu eu, prezența lui Sorescu, anunțat diseară titular, care clar este o improvizație, ca fundat stânga și Camora. Un jucător cu mare experiență, cu atât de multe partide jucate, cred că asta l-a convins pe Edi Ordănescu, să meargă pe mâna unui jucător experimentat, chiar cu ceva probleme, care, teoretic, este și pe postul ăla acolo. Vom vedea diseară cu Sorescu, dacă până la urmă nu ne va rezerva Edi vreo mare surpriză și îl va titulariza, probabil, imposibil, pe Valentin Țicu. Și vom face apoi comparația, nu, între Sorescu, e adevărat adversarul de mai bună calitate, și Mario Camora, care este de meserie, din păcate fizic probabil că nu mai stă foarte bine, arată clar penuria, în special pe posturile laterale pe care o avem de mulți ani în fotbalul românesc. Este un câștig și aș vrea să vă întreb cum vedeți și voi cuplul de fundaș central Burcă-Drăgușin. Pare că s-au sudat, pare că se înțeleg, pare că se completează. Și dacă ar fi să extragem un plus din această partidă, ar fi siguranța arătată de cei doi. Ok, au fost și momente în care, într-adevăr, presați de kosovari, au mai greșit, dar, per total, pare că ne-am găsit acest cuplu de fundaș central în lipsa capitanului Chiricheș. Cum ai văzut prestația lor, Liviu? Sau dacă poate este prea puțin să ne tragem o concluzie și să așteptăm și partida de diseară? Adevăratul test. Clar, test va fi și acum cu Elveția, pentru că sunt jucători de o valoare mult mai mare decât kosovarii. Dar ideea este cu fundaș central, chiar mă gândeam, dacă ar fi fost ap Chiricheș, ce s-ar fi întâmplat? Care putem juca în trei? Asta vreau să vă întreb. Putem să jucăm Chiricheș, Drăgușin, Burcă și când își revine bancul să avem două benzi ușor avansate cu bancul stânga și Sorescu dreapta, să trecem în 3-5-2? Poți de juca, poți să joci în 3-5, dar asta depinde foarte mult de echipa cu care joci, cum abordezi jocul, pentru că așa cu 3 pe fund înseamnă că cei 5 de la mijloc trebuie să fie foarte buni, mai ales benzile trebuie să alerge să facă ambele faze și să le facă foarte bine, pentru că de fapt acest 3-5-2 ce înseamnă? Se poate transforma în 5-3-2. Corect. Pentru că dacă pe faza defensivă, ai jucătorii laterali care coboară și atunci te transformă în 5 pe fund.
Ori chiar la asta mă gândeam, că Kirikeș, până la urmă, el a fost inconstant, a avut probleme în ultimul an, a avut tot felul de problemele astea musculare care l-au ținut cumva departe și de meciuri, de constanță. Și acum cu Drăgușin și cu Burcă, da, pare un cuplu de fundaș central masiv. Adică la cine ai putea renunța, Ionel și Liviu, dacă revine capitanul Kirikeș? Pe cine scoți? În condiții în care cei doi au arătat bine. Păi nu, stai să așteptăm meciul din această seară, pentru că foarte probabil ne vom putea schimba repede opinia, așa cum este la noi. Dacă în această seară cuplul ăsta de care tu spui că s-a sudat, arecum și arăta bine, dacă în această seară va fi depășit cu mare ușurință de atacanții adversi și ne vom da seama de fapt că nu este cuplul ideal pentru echipa națională. Și atunci, din nou trecem la alte... E un test important de seară. Dacă cei doi vor convinge cu un adversar de mai mare dificultate, fără doar și poate Elveția, abia atunci putem să spunem că da, se poate creiona, probabil, un viitor cuplu. Atât timp, Ionel, că nu știu, nu o să fie greșeli grave, de marcaj, da, de poziționare. Să nu, fie. Nu văd de ce nu am putea spera la chestia asta, dar într-adevăr, depinde foarte mult de jucătorii contra cărora evoluezi. Știi că în 94 am folosit acest sistem cu 3 pe fund și eram o echipă de contraatac extraordinară. Da, era Iordanescu. Era tatălui. Deci tot un Iordănescu a încercat cu succes acest sistem care ne-a adus până la urmă cea mai mare performanță din istoria națională. Nu prea l-aș vedea pe Edi Iordănescu să schimbe această manieră a echipei naționale, acest 4-4-2, să evolueze în 3 apărători centrali, indiferent de numele cărora va fi acolo nevoie. Cred că el își va păstra această linie, căutând cei mai buni jucători la momentul respectiv pe aceste posturi. Lateral, fundaș central, nu cred că poate schimba, din punctul meu de vedere, partitura echipei naționale pe care a și antrenat-o din acest punct de vedere. Plus că, dacă vorbim de Drăgușin, Drăgușin e un jucător care a avut o creștere foarte mare în ultimul timp. Și atunci ar fi păcat, chiar dacă ar veni Kirikeș, să-l dai pe Drăgușin la o parte. Pentru că te gândești la viitor, nu? Este un om despre care se spune că se va baza echipa națională pe el mulți ani de acum. Te uiți la vârstă, nu? Și atunci e clar. Pentru că dacă te uiți la Kirikeș în partea cealaltă, zici, cât o să mai joace Kirikeș? 2 ani? Ok, ce faci după aceea? Păi bun, dar după aceea din nou ne facem la aceeași veche discuție. Ce vrem? De fapt, viitorul apropiat, calificarea, și atunci probabil că foarte mulți vor impune, da, Kirikeș rămâne în continuare o piesă importantă, sau ne gândim să creăm o echipă în care și Drăgușin și alții, la fel de tineri, pot spera la un statut mai bun. Evident, contează obiectivul imediat, pentru că o altă ratare a calificării va pica din nou greu. Și atunci, după impirea lui Edi Iordănescu, să nu fii. Eu știu, dar niciodată parcă n-am avut răbdare și niciodată... Nu o să avem, e clar. Da, nu o să le avem. Pentru că, până la urmă, ok, dacă stai să te gândești pe viitor, așa cum ne gândim, îl ai pe Drăgușin, da? Vrei să-l crești pentru echipa națională, vrei să fie unul dintre jucătorii liderii echipei. Atunci trebuie să-l lase joace. Păi nu poți acum, dacă vine Kirikeș, până la urmă și cu Kirikeș. Ok, Kirikeș e capitanul echipei naționale. Dar să vedem ce face Kirikeș în anul următor. Dacă în anul următor iar stă accidentat foarte mult timp, atunci de ce l-ai dat pe Drăgușin la o parte să joace Kirikeș? Nu, și dacă este continuitate cu același antrenor, sperăm noi Edi Iordănescu, ar fi și o altă variantă. Da, să credem în continuare în Drăgușin, îl folosim fundaș central, iar Kirikeș, la vasta experiență, poate urca și la mijloc. Un mijlocaș central. Și atunci creionăm acest cuplu de fundași centrali și pentru viitoarele campanii de calificare, iar Kirikeș, cât va mai juca, nu? Ar putea trece chiar în linia de mijloc. E o variantă și asta, dar oricum trebuie să avem răbdare un pic cu Drăgușin, trebuie să-i dăm meciuri, pentru că și noi avem tendința asta de a trage concluziile imediat, după un meci, două, gata, e bun, nu e bun, ăsta, da, da. Nu e bun pentru echipa națională sau iesă. Trebuie să-i lăsăm un pic, chiar dacă, într-adevăr, ne presează meciurile, ne presează calificarea, că nu are nimeni răbdare. Dar și jucătorii aceștia au și ei nevoie de un pic timp, cel puțin cum e timpul lui Drăgușin. Așa, la Kirikeș nu mai e nevoie de timp, că știm deja profilul lui și meciurile pe care le-a făcut la echipa națională. Oricum, la noi, la echipa națională, eu nu cred că cel mai sigur post e portarul. Deci, inspirat, cu siguranță că oricine apără acolo, chiar dacă a fost o oarecare surpriză, nu că Horațiu Moldovan, îți dă siguranță în trebuturi. Iată că, în special, avem și noi un post, cel de portar, bine acoperit, indiferent cine apără, poarta tricolorilor, dă siguranță acolo, ceea ce e foarte bine. Spuneați mai devreme de mijlocul terenului. Vi se pare că am suferit mijlocul terenului în Kosovo? Pentru că au fost momente în care nici Băluță, nici Marius Marin nu au reușit să pună stop tăvălugului kosovar și, până la urmă, și când intram în posesie, vindeam foarte ușor mingile, le aruncam, nu am putut să ieșim de multe ori cu mingea la picior. Credeți că acolo s-a câștigat duelul acesta dintre Kosovo și România? Că până la urmă se spune, spunem ce mijloc ai, să spun ce echipă ai. Vi s-a părut că am suferit la mijlocul terenului, chiar dacă am încercat cu 2 închizători de meserie? Asta e clar că jocul a suferit, pentru că nu am avut posesia, dar la fel de ușor putem spune că, domnule, ne-a dezavantajat terenul, că a fost un teren greu. Cu toate că Tudor Băluț e un jucător masiv, e un jucător de forță și un jucător care nu are probleme pe astfel de terenuri. Acum, la Marius Marin, da, s-a văzut o oarecare
problemă din punctul ăsta de vedere. Dar această scuză nu va mai exista astăzi cu Elveția și atunci nu ne mai putem lega de chestia asta dacă, domne, a fost teren, nu ne-a fost... Acum trebuie să ții de minge, ai un teren biliard, trebuie să ai tupeul necesar, trebuie să ai experiența necesară să ții posesia cât mai mult în favoarea echipei tale ca să ții jocul de partea ta. Așa dacă ai vândut mingea repede cu oricine ai jucat, că joci cu Kosovo, că joci cu... vin peste tine imediat. Ori da, mijlocul e foarte important, trebuie să ai jucători care să știe când să cadă, trebuie să ai jucători să obțină anumite faulturi în anumite momente de joc, să calmeze un pic jocul. Când să accelereze, dacă e cazul. Când să accelereze, când e cazul. Ori toate chestiile astea le fac jucători cu experiență și jucători care cunosc foarte bine jocul. Și dacă Liviu și Ionuț evoluează o perioadă mai lungă unul lângă altul, pentru că tu, chiar dacă ai calitate, nu? Dacă aparițiile tale în echipa națională nu sunt mereu cu același coleg, sunt stiluri diferite. Unul joacă la Farul, altul joacă în Italia, nu? Altfel, probabil că sunt cerințele unui astfel de post în Italia, nu? La Marin și altfel se cere la Cică Hagi. Atunci, dacă acești jucători evoluează o perioadă mai lungă împreună, încep să se cunoască, dacă este cazul, și atunci știi mai bine exact ce puncte și tu. Când urcă Marin, se retrage Băluță. Când urcă Băluță, se retrage Marin. Sau se simt altfel. Ori dacă joci de 2-3 ori împreună în 2-3 ani, e foarte greu să te compensezi rapid acolo și să arăți. Asta e ideal când vin jucători, de exemplu, că auzeam și varianta asta de punct de vedere al atacului, că de ce n-a jucat Luis Munteanu cu Ali Bec? Pentru că ar fi jucător de la aceeași echipă, jucător care s-a antrenat sau a antrenat cel puțin zi de zi de și se cunosc foarte, foarte bine, timp, se cunosc foarte bine. Ori e greu asta la echipa națională mereu să ai jucători pe posturi cel puțin apropiate care să fie din aceeași echipă, să vină de la același club, care să se cunoască foarte bine. Și ar exista riscul, domnilor, ca cei doi, nu obișnuiți ca la Farul, să se caute în timpul partidei la echipa națională, pe trasele pe care le avea la echipa de club. Ce fac colegii de echipă în acel moment? Poți juca cu doi atacanți într-o deplasare în care adversarul nu are decât varianta victoriei, Ionel? De ce nu? Acum depinde și de... Depinde și de selecționer, adică probabil că este foarte, foarte precaut și pleacă de la această premiză a unui rezultat de calitate care oricum nu îndeplinește planul pe care l-am făcut, nu l-au făcut înainte de această dublă de 4 puncte. În schimb, dacă se asigură așa o defensivă de bună calitate, par să controlezi jocul, ești oarecum stăpân pe tine, probabil că vei îndrăzni, simțind Liviu și Ionuț în teren acolo, că ai mai mult curaj pe partea ofensivă. Dar cred că totul pleacă de la precauția defensivă pe care trebuie să o ai. Că dacă primești foarte repede gol, se schimbă rapid datele problemei, nu? În încercarea de a obține un rezultat favorabil, poate că vei încerca să ieși la atac, vei mai fi prins toate de jucători cu mare, mare experiență și atunci... Asta zic că și această precauție, precauția asta e de două feluri. Ori ești precaut și încerci să faci cât de cât un pressing, nu spune nimeni să faci pressing în 20 de metri ale veții, dar să fii totuși o echipă cu liniile care să stea un pic mai sus. Pentru că dacă ești precaut și te retragi foarte mult, cu 5 da. La mijloc și cu 4 pe fund și mai cer și mijlocașului central defensiv să se mai retragă pe linia fundașilor centrali, atunci clar că ți-ai semnat cumva sentința și e doar o chestiune de timp până când vei lua gol. Nu, dar depinde, domnilor, nu și jucătorii de bandă, cei care ar trebui acolo în linia de atac să facă acest pressing, dacă vrei să-l faci, dacă ți-l propui. Dacă ce forță fizică au ei să facă ambele faze, nu? Să contribui și pe faza de atac, să revină și în spate când este nevoie. Ori dacă ai capacitatea asta, da, îți poți permite. Dacă, din păcate, nu ai, fie că vorbim în stânga, nu, de Iani Sagi, care revine probabil în această seară după absență lungă, sau de Coman, e foarte greu de crezut că acești doi jucători, nu, pot face fazele la fel de bine, ofensiv și defensiv. Și te ghidezi pe ceea ce ai la dispoziție. A fost o etapă care ne-ar fi putut ajuta mai mult, ne-ar fi putut ajuta și adversarii noștri. Ok, Andorra a reușit să-i marcheze Elveției un gol, hai să spunem că acolo a fost un accident. Însă să nu uităm, Belarus a condus Israel cu 1-0 până spre finalul partidei, iar israelienii au întors în minutele 87 și 90. Am avut puțin ghinion din prisma aceasta sau pur și simplu s-a întors norocul cu Andorra când a reușit să egaleze pe Kosovo și iată ne-a dat o mână de ajutor? Cum ați văzut această etapă pentru România? Bine, asta că avem, știi cum e, noi întotdeauna ne-am tot obișnuit în ultimii ani ăștia să ne uităm la toate indirectele astea, să ne ajute, să facă egal, noi să câștigăm, când facem noi egal să piardă celălalt. Nu se poate, adică trebuie să depinzi și de tine un pic, trebuie să-ți faci și tu norocul. Mereu să stăm așa la... Și după etapa asta, domne, să încurce Andorra, iar să bată pe Kosovo sau să facă egal. Nu, trebuie să depinzi de tine un pic, pentru că gândește-te o victoria noastră în Kosovo, ar fi fost altcumva, ar fi stat lucrurile. Știi? Adică și tu gândeai ca și echipă, ca și planul care mai urmează pentru etapele care au mai rămas. Gândește altcumva lucrurile când te bazezi pe tine, dar așa când stai mereu la jocul rezultatelor, faci egal. După aia te gândești în Elveția, domnule, că mă duc în Elveția să iau un punct. După aia iară joc, o să încep iară să joc cu celelalte echipe. Să le urmăresc pe celelalte ce fac între ele. Adică cred că prea mult ne facem chestia asta și
planurile astea pentru totdeauna ce fac ceilalți. Dar nu crezi că ne-a încolțit ideea aceasta, Liviu, după egalul andorezilor în Kosovo? Cine s-ar fi așteptat ca Andorra să smulgă un punct în Kosovo? O echipă care și ea avea șanse reale pentru calificare. Păi nu, de aici pleacă și speranțele noastre, în partida cu Elveția. Chiar dacă vorbim să fim noi Andorra? O echipă care are niște rezultate remarcabile în ultimii ani, o constanță remarcabilă în participarea la turnee europene, la jocuri importante, cu forțe europene, cu multe, multe victorii, cu jucători care evoluează la cluburi de notorietate în Europa. Acest echilibru pe care îl vedem din ce în ce mai des în confruntările europene, trebuie să ne dea și nou impuls, nu? Și forță de a încerca să arăți acolo pe gazon că nu ești dinainte învins. Și cu siguranță așa este, nu? Chiar dacă Elveția pleacă. Clar, cu prima șansă. Cu prima șansă, dar contează foarte mult de abordarea ta, de cum începe meciul, primul 11, cine joacă, ai jucători care ai jucători de contraatac, care au viteză foarte bună, că stai să te gândești, ok, pe cine avem în lot? Pe avem pe Alibec. Pe Alibec nu are viteză, nu poți să faci contraatac cu Alibec. Poate cu Luis Munteanu. Are un fuleu cât de cât, dar nici el nu poți să zici că e un vitezist. Cu cine joci în benzi? De jucători care intră interior sau jucători care caută o viteză mai bună să pătrundă în spatele liniilor. Adică, asta zic că și de la aici plecăm, de la tactica pe care oricum tu ca antrenor ți-o faci în funcție de ce ai la dispoziție, pentru că nu poți altfel, și să-i faci să creadă pe jucător că pot obține un rezultat foarte bun acolo în Elveția cu mijloacele noastre, așa cum putem, dar nu să te pui în 25 de metri, că va fi foarte greu. Kosovo este scoasă din calcul în momentul de față sau mai poate încurca în aceste etape care au mai rămas din campania? Practic, pentru ei, victoria era ca o gură de oxigen, nu au obținut-o. Am avut și noroc pentru că, spuneai și tu, Liviu, discutam înainte de emisiune, au fost câteva ocazii imense, mai ales cea pe final. Ne mai poate încurca Kosovo calculele, ne batem doar cu Israel, în condițiile în care știm foarte bine că Elveția pare favorită? Sau încă nu este ieșită din calcul? Nu e ieșită, pentru că pot, așa cum am fost surprins Andorea, așa poate și Kosovo oricând să bată, poate Israelul, nu? În celălalt meci să îi bată, de ce? Schimbă datele probleme. Se schimbă. Dacă Kosovo ne bate pe noi, în retur ce facem? Suntem noi calificați? Da, adică asta spun, nu, sunt meciuri grele, sunt meciuri care urmează, nu, eu cred că cel puțin noi, Israel și Kosovo, suntem, ne batem acolo pentru locul 2. Știu mai de aceea să spune de fiecare dată când vorbim de fotbal că cel mai important meci este cel care urmează. După partida cu Elveția vom putea face alte calcule. Până atunci, nu, să încercăm să creăm așteptările pe care le avem diseară. Pentru că după aceea vom vedea, câștigăm, avem un anumit culoar, foarte bun de altfel, facem un egal, avem speranțe în continuare, pierdem, intrăm din nou într-o altă zonă. Bun, și atunci să așteptăm cele 90 de minute de diseară. Să ne mutăm atenția și spre partida de diseară. Pornim de la clasamentul din felul următor. Elveția 3 meciuri 9 puncte, România 3 meciuri 7 puncte, Israel 3 meciuri 4 puncte, Kosovo 3 meciuri 3 puncte. În momentul de față noi mergem în Elveția, știm foarte bine, o partidă extrem de dificilă. Israel va întâlni Andorra. În eventualitatea în care noi pierdem și Israel câștigă, Israel vine la egalitate cu noi și urmează partida din septembrie în care vor veni la București pentru testul cel mai important, Liviu. Deci în momentul de față... Cred că vor fi decisive ambele meciuri atunci. Deci dacă noi nu luăm cel puțin un punct în această seară în Elveția, este clar că ne vom bate cu Israelul. Păi și dacă e un punct? Ok, e un punct în Elveția. Rămânem un pic înaintea lor, nu? Păi rămâi un pic, dar tot joci cu ei. Adică tot e meciul direct. Tot trebuie să-i bați. Tot trebuie să-i bați ca să scap de emoții. Că așa, ok, e un punct, să spunem, în Elveția în seara asta și vine Israelul și te bate acasă. Ce faci? Nu, și eu spune, domnilor, că foarte important este și felul în care arătăm. Dacă punctul ăsta sau punctele, să sperăm noi, vor veni și pe fondul unui joc de calitate, deși antrenorii spun mereu, domnilor, spectacol, în altă parte, punctele contează, indiferent de nivelul fotbalist de care vorbeam. Pentru că noi ne uităm la televizor. Nu avem jucători de o clasă incontestabilă care să reușească pe cont propriu niște execuții decisive în economia partidei, nu? Un șut, cum am văzut puțin mai devreme la televizor, niște șuturi fantastice, de la 25-30 de metri în vinclu, la care portarul nu avea ce să facă. N-avem asemenea executant sau poate îi vom regăsi diseară, cine știe. Este meciul cu numărul 14 dintre Elveția și România. Pare puțin ciudat, însă conducem în această dublă, să spunem așa. Practic avem 5 victorii, 4 egaluri și 4 înfrângeri. În ultimii foarte mulți ani avem doar 2 întâlniri directe cu Elveția. Este vorba de înfrângerea de la campionatul mondial din 94 din faza grupelor 1-4 și acel 1-1 la turneul final din 2016. Practic, în momentul de față, Edi Iordănescu, Ionel și Liviu a anunțat că vor fi foarte multe modificări sau că vor fi modificări, 3-4 modificări. Vă așteptați într-un anumit plan tactic să apară aceste modificări? Adică să-l vedem pe Ianis, să-l vedem pe Denis Alibek de la început,
cum acoperim această gaură din partea stângă, pentru că și acolo este o poveste interesantă. S-a încercat aducerea lui Borza, dar acesta fiind minor a avut nevoie de o procură. Automat nu s-a mai putut face această procură pe repede înainte, pentru că el, deși avea o procură pentru Italia, Elveția, știm, nu este în Uniunea Europeană și nu este valabilă procura respectivă. Vedeți începând în continuare cu Sorescu în partea stângă sau, așa cum spuneai și tu, Ionel, să-i dea credit lui Țicu, care este de meserie și știe cu ce se mănâncă acea poziție? Da, pare greu de crezut că Vali Țicu va putea prinde echipa națională în această seară. Sunt sigur că și dacă Borza venea, nu cred că juca tot el acolo, pentru că e un meci de mare importanță. Un jucător tânăr care, da, a arătat calitate. Dar știu eu, o partidă contra Elveției cu un jucător de asemenea tinereță acolo în partea stângă pare să fie un risc major. Și atunci probabil că da, mergi pe Sorescu, care este un jucător polivalent, cât de cât util, se înscrie în categoria celor care au o capacitate mare de efort, poate face ambele faze, cât de bine vom vedea și diseară, și atunci îți dă mai multă siguranță, din punctul meu de vedere, față de un jucător care acum ar putea debuta, fie el Vali Țicu, care vine de la echipa națională Under 21, unde se va și întoarce, sau acest promițător Borza, care încă este destul de tânăr, probabil, și necopt, va trebui introdus oarecum încet, încet, de forță majoră acum, poate că venea chemat. Dar eu cred că era doar cazul pentru a se, știu eu, acomoda cu echipa națională și tot un jucător cu experiență, în speță Sorescu, ar fi jucat acolo. Da, dacă să ne uităm din punct de vedere al experienței, atunci da, am fi zis și spunem Sorescu, pentru că e un jucător care are meciuri, știe ce înseamnă această adversitate, aceste meciuri grele, dar până la urmă trebuie să și încep cu cei care vor vrea să joace pe acest post. Ok, Borza e tânăr, e foarte tânăr, dar totuși a jucat un campionat la Hagi, da? Adică a jucat, are niște meciuri în picioare, nu vine chiar așa, nu știu cum să spun, vine doar o echipă în care, nu știu, de mijlocul clasamentului, să spun, domnule, a fost și el pe acolo. Nu, e un jucător care face parte... Unde a contat, de altfel. Adică între locul 8 din play-out, Vali Țicu, și campionul României, Borza, se pune doar accentul pe vârstă. Și v-aș mai întreba dacă s-a riscat cu Horațiu Moldovan, cel care a debutat în Kosovo și este portar, un post mult mai greu decât fundaș stânga, nu ai curajul să-l arunci în luptă și pe Borza într-o astfel de partidă, la care trebuie să fim serioși și realiști. Nu ne așteptăm să venim cu foarte multe. Ok, sunt declarațiile acestea dinainte de meci, că încercăm, că vom lupta, dar eu cred că și jucătorii sunt conștienți că și dacă pierdem nu este un capăt de țară. Până la urmă, scopul nostru a fost să nu pierdem în Kosovo. Adică, credeți că dacă nu ar fi fost acest impediment cu procura, l-ar fi adus totuși pe Borza? Un jucător, repet, care vine de la campioana României? Eu, sincer, cred că l-ar fi adus și, până la urmă, aici e o ipoteză foarte interesantă, pentru că, dacă să ne uităm un pic, să dăm timpul în echipa națională, așa s-au crescut acești jucători. Adică jucători care li s-a dat încredere și au fost băgat, bine, uitam la Chivu. Păi Chivu, când la fel, cum a debutat la echipa națională? A jucat la Euro 2001, exact. Și la fel, era foarte tânăr, nu? A dat golul acela cu Anglia. Păi, așa crești în ce jucător, pentru că poți să câștigi. Gândește-te de ce ar însemna să-l fi băgat pe Borza în teren contra Elveții, să facă un meci extraordinar de bun. Ți-ai câștigat toată lumea ceea ce ar fi spus. Domnul, am câștigat unul, gata. Ne-am găsit fundașul. Bun, și dacă făceau un meci slab, nu dacă făceau un meci slab, pe Edi Iordănescu, care risca foarte mult, sărea, dar până la urmă te gândești că, domnule, am dat încredere în un jucător tânăr și că pe viitor are șanse să crească, să facă meciuri mult mai bune. Pentru că dacă să ne uităm la ce putem lua? Ce funda stânga mai avem în România care sunt... Zici că e o penurie adevărată de funda stânga. Ai o problemă foarte mare și atunci poate prefer să riști cu un jucător tânăr care să facă un meci bun și jucător care să-ți dea încredere că poate deveni titularul pe post. Da, asta Liviu și Ionuț, poate și într-o distribuție mult mai experimentată, probabil. Și pe linia de fund, nu? Și în general, în echipa pe care o ai la dispoziție, poate că atunci când ai un efectiv foarte, foarte valoros, să poți, nu risca, nu știu dacă ăsta e cuvântul, să te gândești să-i traduci un jucător de o asemenea tinerețe, care are clar calitate. Contează foarte mult și contextul pe care îl ai. Dacă tu, în general, o echipă nu foarte experimentată, nu? În care, iată, sunt jucători care evoluează poate pentru prima oară pe linia de fund sau ceva de genul ăsta, cred că riscul este unul și mai mare. Mai ales că partidele sunt foarte, foarte importante. Nu știu, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj ca și antrenorii echipa naționale, pentru că critici vor fi oricum. Adică între o improvizație și un fundaș stânga de meserie, ce ați alege voi? No, eu aș fi jucat fără doar și poate, din punct de vedere, cu Sorescu în acest moment, pentru că este singura variantă viabilă, nici măcar cu Vali Țicu, care are o experiență uriașă la nivel de Liga 1, în ciuda tinereții sale.
să porți banderola la o echipă importantă din prima ligă, nu neapărat că e Petrolul, să joci meci de meci, este clar că e un jucător care a crescut, valoric vorbind. Dar probabil că Edi Iordănescu gândește că încă nu este momentul, într-o astfel de partidă, să-i dea credit. Vom vedea diseară. Da, ce, știi care e chestia asta? Cu nu e momentul, știi? Dar momentul când e? Pentru că toată lumea ar fi preferat să aibă, domnule, să fie o echipă națională vreo 7-8 meciuri amicale, să fi jucat. Asta da. Jucau toți acești jucători. Nu am avut campania de Liga Națiunilor pe care am terminat-o cum am terminat-o? Da, nu acolo ar fi trebuit să ne pregătim echipa națională pentru acest turneu final de Euro, Ionel? S-ar putea, nu știu dacă acolo era momentul, dar s-ar putea ca un astfel de jucător care poate prinde un astfel de moment, pentru că șansa, ca și în viață, ca și în fotbal, joacă un rol important. Da, poate că va evolua Sorescu. Sau dacă intra, cum spuneam și voi, Borza și prindea un meci memorabil, probabil că de acum încolo, puteam vorbi clar de viitorul titular al acestui post. Totul este relativ, totul ține de moment, de șansă, de mulți factori, fotbalistici, nu? Pentru că tot ceva te pregătești și poate ai calitate dacă nu intri acolo. Pe de altă parte, intri acolo și poate, din vari motive, nu ești foarte bine în meciul ăsta și s-ar putea să ieși în perioada următoare, din vederile selecționerului. Și șansa joacă un rol important atunci când... Depinde ce se întâmplă la echipa de club, Ionel. Pentru că depinde ce faci. Pentru că trebuie să ai continuitate. Uite, noi acum ne uităm la Camora. Bun, s-a început cu Camora, s-a încercat în Kosovo, s-a accentat. Iar oricum venea după o perioadă grea. Venea după o perioadă de nejucat, nu mai avea Constanța care trebuie și așa mai departe. În general te gândeai la experiența lui. Cam asta a ghidat. Adică ar fi mers pe ceva mai sigur, Edi Iordănescu. Uite, exact. această variantă s-a dus și a rămas Orescu, singurul care, într-adevăr, este improvizație. Are experiența necesară. Dar dacă ai fi vrut să alegi, nu știu, chiar și pe Țicu, dacă vrei să-l bagi, să ai tu pe U, să-l bagi titular, știi? Că eu cred că Edi Iordănescu are cumva acest tupeu de a promova anumiti jucători în anumite momente, chiar dacă sunt grele. Pentru că am văzut toate criticile care au fost la adresa lui Pușca, știi? Dom'le, ai jucat cu Pușca, nu trebuie să joci, trebuie să joci cu nu știu cine, cu nu știu cum, de ce nu ai băgat Palibec, Palibec să știe că nu poate, că era puțin accidentat sau avea niște probleme, de ce nu ai jucat cu Luis Munteanu. Adică întotdeauna la echipa națională vor apărea astfel de critici și de opinii diferite al oamenilor din fotbal. Că așa se va întâmpla mereu, indiferent cine juca. Dar pe de altă parte, da, Valițicu a ajuns abia ieri în cantonamentul echipei naționale. Dacă el era cu echipa națională și în perioada de pregătire, nu? Văzând probabil ideile lui Edi Iordănescu, Edi, văzând calitățile lui, dacă există și dacă l-a chemat la echipa națională, clar există, poate că da. Dar venind ieri, domnilor, în cantonamentul echipei naționale, cu câteva ore înainte partidei, destul de greu de crezut, că el poate fi introdus titular sau chiar dacă era Borza, era greu de crezut că un tânăr jucător poate în câteva ore să dezlușească ce îi cere Edi Iordănescu, dacă era într-un timp mai îndelungat. Și atunci probabil că de asta merge pe această experiență a lui Sorescu, care are și a două arme, nu? Un jucător de experiență, de viteză, de explozie, care poate face ambele faze, dar care clar nu este de meserie acolo și s-ar putea ca la un moment dat, în fața unui adversar valoros, lucrul ăsta să se vadă. Probleme avem și în dreapta, acolo unde știm și Rațiu s-a accidentat la pauza meciului din Kosovo, a suferit ceva probleme. Până la urmă, în dreapta avem doar Manea în momentul de față și v-aș întreba cum credeți că va rezista această linie de fund din punct de vedere fizic după cele 95 de minute extrem de dure pe un teren dificil în Kosovo. Adică ne vom resimți oare din punct de vedere fizic? Pentru că trebuie să recunoaștem, linia de fund a fost surpusă unor raiduri importante din partea kosovarilor. Iar diseară va fi și mai dificil. Da. Vor fi raiduri și mai intense, cu țintă precisă din partea Elveției. Teoretic, nu cred că ar trebui să se vadă asta. Vorbim de echipa națională, de jucători care sunt obișnuiți cu performanța, mijloacele de recuperare acum, chiar dacă timpul este foarte scurt, sunt moderne și ar trebui să te aducă la ora partidei într-o stare destul de bună, nu? Aici știi cum e. Depinde și de tine ca echipă, pentru că dacă te vei retrage, dacă mereu, nu știu, la mijlocul terenului nu vei reuși să ții mingea, normal că totul va pica pe acest fundaș central și le va fi greu și lor. Dar dacă tu ai o echipă care ține mingea, ține jocul cât de cât sus cumva și echipa asta de fund, chiar dacă ei poate sunt cumva puțin obosiți din Kosovo, reușești să mai respire, să mai ține de minge, să mute jocul dintr-o parte în alta. Despre asta e vorba. Dacă tu tot timpul pierzi mingea și aia vin peste tine, păi tu ai patru de pe fund, cât o să poți să și mai pui și respect adversarului care te vede pe tine că oarecum e stăpân. Duci jocul și în cealaltă jumătate a terenului, dacă aștepți cu minte doar acolo, doar pe contraatac, evident că adversarul se va năpusti peste tine și greșeala va veni până la un moment dacă nu reușești să echilibrezi balanța și să prestezi un joc care să îți aducă consistență și constanță și către poarta adversă. Vorbeam de modificări care ar putea apărea în primul 11. Ok, linia de fund o știm, va rămâne aceeași, însă presa spune că Ianis Hagi va fi aruncat în luptă. El revine, să nu uităm, la echipa națională după aproape 2 ani de zile
și după cea mai grea accidentare din cariera unui jucător, problemele la ligamentul genunchiului. Credeți că ar putea fi o mutare cu adevărat riscantă în condițiile în care nu are ritm de joc și vom fi supuși unei presiuni constante din partea elvețienilor să-l arunci pe Iannis titular? Mie mi-a plăcut așa și mi se pare că tupeu de fotbalist adevărat când Iannis Hagi l-a adăpostul puținilor minute pe care le-a avut, spunea, voi juca cu Elveția. Adică oarecum simțea, pare să se simtă, măcar... Ori simțea, ori a fost comunicarea între... Sau poate a fost comunicarea, cum vorbeam noi, Alibec și Iannis, câteva minute, pentru a miza pe ei din primul minut cu Elveția. Îmi place tupeul ăsta așa de fotbalist, adevărat. Tupeul ăsta plăcut. Dar trebuie să fie dublat pe gazon. Asta acum e, vom vedea niseară. Așa de bun, știm foarte bine că Iannis cumva pare că ar fi împrumutat... Are mult mai multă experiență din la felul care vede lucrurile decât... Din partea lui Luigi Hagi. E foarte bine să ai tu pe ăsta și e foarte bine să fii foarte încrezător în tine, numai că după ce ai spus chestiile astea, trebuie să vină răspunsul pe teren, în care să arăți, băi, sunt stăpân pe mine, nu pierd mingile, sunt foarte periculos, alerg, am o capacitate foarte bună de efort, îmi ies dribblingurile, îmi ies preluările, îmi ies toate lucrurile astea, pentru că toate aceste lucruri mici îți dau încredere în teren. Da, prinde, domnilor, și un teren propice acolo în partea stângă, unde Coman este un jucător care are constanță remarcabilă de altfel. Și atunci poate că este justificat și la Edi Ordănescu să se gândească, pe partea ofensivă în special, la un Iannis Hagi. Pe de altă parte, presiunea asta care a fost făcută din multe puncte de vedere, nu? L-ar liniști și pe Edi Ordănescu. L-am băgat, dacă, din fericire, lucrurile merg bine, toată lumea e mulțumită, dacă, după partidă, cine știe ce se întâmplă, valul de critici se va abate cu siguranță, în primul rând, asupra selecționerului. Nu era momentul, nu era pregătit, nu are meciuri în picioare, găsim era argumente. Nu e bine nici într-o parte, nici în cealaltă. Da, ești antrenorul echipei naționale. Spune mai devreme de Florinel Coman, cum vi s-a părut totuși Denis Mann? Putem să-i găsim alibiu că a jucat pe partea mai inundată a terenului? Pentru că să nu uităm, totuși Coman pe partea lui a avut adversari de la Torino și de la Napoli, în schimb pe partea cealaltă de la San Paoli din Liga a doua. Vi se pare că Mann este în momentul de față într-o clară scădere de formă? Pare că aportul lui ofensiv, nu numai la echipa de club, dar și la echipa națională, este în scădere. Nu are constanță, din păcate, în dar evoluție. Dar cine are constanță? Că pare că ne sunt și jucători care totuși arată cât de cât la un nivel. Uite, Marin, de exemplu, nu? Ambii Marin. Sunt jucători care poate nu ies în relief foarte mult, dar care te ajută prin această constanță pe care o afișează în joc. Denis Mann are momente în care clar arată că e un jucător cu potențial remarcabil, puține de altfel. Are și momente în care nu-l vezi, nici măcar la echipa de club, nici la echipa națională. Mă, că e o mare diferență între cele două posturi. E adevărat și asta. E că atunci când joci la închidere, știi cum e, când nu faci, poți să nu faci, lucruri spectaculoase. Recuperezi niște mingi, dai pase lângă tine, nu riști. Pasă scurtă viață lungă. Pasă scurtă viață lungă, dar asta zic, nici nu să ai niciodată, eu știu, să se vadă atât de rău dacă nu ai făcut ceva. În schimb, orice jucător din linia ofensivă sunt contabilitate absolut toate reușitele dacă le ai. Adică te gândești la Man, de câte ori a intrat în interior, câte șuturi la poartă, câte centrări periculoase, câte depășiri la adversarul direct, câte dribling-uri reușite. Adică e foarte important acest duel 1 contra 1 pe care îl ai cu adversarul tău direct, pentru că acolo se vede dacă tu poți practic să aduci plusul ăla pe postul pe care ai jucat tu. Că așa de joci la închidere, ok, eu înțeleg, joci la închidere, dar la închidere e normal să fii mai constant. Ești mai constant, adică e foarte greu decât dacă greșești atunci în momentul ăla. Așa că jucătorul ofensiv trebuie să produci întotdeauna faze. Trebuie să vii cu inspirație, trebuie să vii cu capacitate foarte mare de efort. Întotdeauna să rupi, să îți depășești adversarul direct. Ori dacă n-ai făcut chestia asta ca jucător ofensiv, se vede foarte, foarte repede. E clar că vom juca contraatac diseară și singurul jucător de contraatac adevărat, dacă am putea spune, pe lângă faptul că Sorescu va fi tras fundaș stânga, este Mihăilă. Poate fi o surpriză introducerea lui în momentul de față. A intrat bine, a avut câteva acțiuni, chiar dacă fără suflu pe final, însă a arătat că este un jucător care are totuși tupeu față de ceea ce a arătat Denis Mann în partea dreaptă. La mine mi se pare așa, oarecum atât de ciudat, pentru că de multe ori un jucător de genul ăsta, care da, are calitate, chiar și Mihăilă, nu? Intră bine pe parcursul partidei și arată ceva calități care te fac pe tine, ca antrenor, să-l bași titular în următoarea partidă, în care, din păcate, nu mai ai același aplomb. Rămâi dator. Asta spunem, această continuitate în partide, dacă ai fi la un nivel din ăsta foarte, foarte bun. Da, Mihăilă a demonstrat că poate avea calitate, poate destabiliza adversarul, poate avea niște execuții de certă calitate care s-ar putea vedea și pe tabela de marcaj. Are calitate. Asta să vedem. E clar, nu putem dacă să punem negăm valoare, chestia asta. Dacă... El are calitate, dar cel mai important e, în timpul unui meci, trebuie să ai reușitele. Ce ai făcut în meciul ăla tu ca jucător ofensiv? Câte centrări ai dat de gol?
câte șuturi ai dat pe poartă, câte dribling-uri ai făcut. Adică sunt foarte importante chestiile astea, că aici tot că ne zice gândul la statistică. Nu e vorba doar de statistică, aici e vorba de reușitele tale în plan personal, cu care tu pe postul tău ai adus un aport echipei. Și cred, Ionut și Liviu, că dai încredere și colegilor, dacă te simți pe tine bine, că poți depăși adversarul, poți face acțiuni individuale notabile care pun în pericol poarta adversă și colegii tăi capătă încredere, nu? La și rândul te caută. Și te caută și ei pe tine pentru că știu că ești jucătorul în formă, jucătorul care poate decide. Poți aduce plusul ăla de care ai nevoie. În schimb, dacă din păcate nu ești în cea mai bună dispoziție și greșești atât fazele individuale cât și serviciile la adresa colegilor, acolo în faza de atac capeți ține încredere. Și ceilalți colegi, iar Mihailă, iar Man, iar trage la poartă, mă să paseze, dacă nu iese bine, nu? Spuneți că Pușcaș a fost cel mai criticat de o parte a oamenilor din fotbal. Aș vrea să răspundeți repede în 30 de secunde. Începeți tot cu Pușcaș sau ne bazăm mai mult pe calitatea individuală a lui Denis Alibek, care este capabil să scoată om din joc mai ușor decât Pușcaș? Eu v-aș juca cu Alibek, eu așa cred. V-aș juca cu Alibek pentru că asta își dorește acum, dacă nu cumva se gândește la varianta lui Smânteanu de a juca în pace. Bun, vom vedea ce se va întâmpla. Mulțumesc, Ionel, mulțumesc, Liviu, mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine după meci să vedem cum a reușit România să vină cu punct sau puncte din Elveția. Rămâneți alături de Metropola TV.